a lor nu mi-a vorbit față în față și care dacă a fost vreodată pe la părnoi sau pe undeva să vorbească să moară copiii mei dacă nu le-am dat în boș și nu le-am rupt gura în ei și de nu i-am plătit, i-am bătut și cum v-am zis, i-am bătut, i-am alea și i-am plătit. Pe familia mea, pe copiii mei, ce dracu, le-am pretenții la voi. Când vorbește sau alea, știu că vă place vouă, să dă, vă băgați și voi în seamă ca protesul pe mocar. Să face să agitați lumea, dar nu-i loc, că nu-s de competența mea și nu mai dau apă la moară în jurături alea, numai că sărbători vreau să stau și eu liniștit alea. Dacă vreodată careva să crede sau în stare sau poate și are tupeu să vorbească față în față, să moară familia mea și cum e mai rău dacă nu îți pregăti pentru oricine și dacă nu îți mardoi pentru multă, multă, multă lume. Nu mă dau eu probii, verificări, de nu tank de război, ești nebun, mă jur, pe ce vreți voi, pe probii, pe verificate. Dați-vă la pula mea în orice privință vreți voi și vă arăt eu probă de smardoială. Așa-i. Ce dracule, ați nebunit la cap. Adrian, vreau să spun ceva. Că vorbește și că mă linge în mocar unul altul pe la colțul sau Facebook-ul Râncii. N-ai treabă, ești nebun. Ești prea tank pentru multe lume. Ați înțeles? Uite, vreau să spun așa. Pe timpul lui Ceaușescu... Dacă care mai dați mesaj de astea, că sai că alea sunt morți, nu vă blochez, nu vă jur, nu alea. Normal, fiecare își dă cu părerea și vorbește ce vrea și dă mesaj ce vrea. Nu vă convine, pedalați mai departe și alea. Dar dacă mai vorbiți alea, să mor eu dacă nu vă dau bloc. Nu vreau să vă jur de morți, de copii și alea. Ei, să întrebați ce vreți, întrebați. Adem. Eu am oprit aici puțin 5 minute să fac o caterincă cu... Bruce Lee. Cu Bruce Lee. Că e transformat în seara asta în miel. În miel? Da, cu o singură nară. Și îmi dați alea, nu e loc, da, normal că mă agit într-un fel și alea, dar mă agit pentru că știu ce pot, cine sunt, ce sunt stare și cine să ia. Și una peste alta să moară familia mea dacă sunt de competența mea sau a fraților mei sau a familiei mele. Ați înnebunit de nu... prea tank sovietic pentru multă lume. Ați înnebunit și cu voi. Mă jup pe copiii mei pentru niște lăchioși. Ce dracului. Confundăm una cu alta. Una e una, alta e alta. Nu uitați, Adrian sunt. Adrian sunt. Leu, pentru multă, multă, multă lume. Ce dracului. Ați înnebunit la cap. V-ați lovit la păsărică. Băi, da, ce vreau să zic, zi, băi, frate. Stai să spun. Deci... Ceaușescu, când trăia, toată lumea avea locuri de muncă, toată lumea avea servici. Hai să spun, că pe timpul... Tu nu vezi cum agită lumea aici cu una, tu vorbești de Ceaușescu, morță cu morță, vie cu vie. Da, hai dacă să spun... Dacă vrei să faci o caterincă frumoasă alea, să mai... Așa, hai mă să behă mai imităm, puțin. Mai imităm un curcan acolo, așa, poate le mai... Da. No, nu-i nimic, Bogdanel, unu, că domnule, ce mai știu sau ce alea că de șobolanii așa, de ce ieftini și mici, care ce mai cu ei, ce mai cu tare, nu-i nimic, nu mai vreau eu să-mi juc satisfacții alea pentru cum știi, cei de să le trag la M, să le bag P în guriță. Nu vreau să mai dau satisfacție să jur să fac, să dreg. Îmi văd, care nu le convine și care crede că poate să vină să vorbească față în față. Ești nebun. Știi prea bine că le dau din orice poziți și în orice privință și suntem pregătiți pentru toată lumea în orice pe teren. Ce dracule, am pretenții la voi. Da. Da, Mureșan, dacă vrei dă un link aici cu fratele Bruce. Da. Da. Cine știe, cunoaște, frate, nu că fă vorba ce-i pe piață, ce am tot de la mine. Cine
cine știe, cunoaște ce zic și știe ce pot și ce sunt stare. Nu vorbesc din burtă sau aberații sau mă dau alea. Oriunde vorbesc, cu oricine vorbesc, dacă e nevoie. Care are ceva, nu care ceva, care vorbește la persoana mea sau familie, să vină să vorbească față în față. Stai aici, mai lasă. Mai lasă-o lea că mai stau 5 minute, mă. Hai, du-ți mai stai 5 minute. Să vină să vorbească, măi, față în față cu mine și atunci pentru mine e șmecher să aibă vreo unul vreodată tupiu să vorbească în față. Dar dacă vorbești vreo careva în față, să moară familia mea de nu terapia, știi, de ce dracul, nu știm ce vorbim sau unde stăm sau ce putem, ce dracului. Dar ce vreau să zic? Băi, Adrian, uite, stai să spun ceva. Eu intru meu și că dacă oameni săraci care n-au bani treabă și de plăceri, Dumnezeu are grijă, pentru că nu se știe când Dumnezeu dă, va da peste tine să ai putere, să ajungi mari puteri, să ai putere să spargi lemne, să muncești, să fii sănătos. Dar Dumnezeu te poate face tânăr, poate să te transformi în copil. Dacă vrea Dumnezeu. Și dacă vrea Dumnezeu, poate să te lese tânăr, să-ți lase 20 de ani în continuare. Pentru că dacă vede că tu ajuți fără bani și nu ceri bani, omul te iubește atunci când nu ceri bani din prima zi, când tu ajuți la treabă și ajuți și faci treabă. Și dacă atunci... multe parabrăjeală strecă cu tine, tu ești pe alt post. Da, băi, ce să vă zic... Alta. Vă salut pe toți și pe cei buni și pe cei răi. Vă doresc o seară frumoasă, sărbători fericite, față de familia voastră. Nu mai fiți răi măcar acum în apropierea sărbătorilor astea frumoase, că e Crăciunul, cea mai frumoasă sărbătoare. Bine, Crăciunul și Paștele, da. E Crăciunul, ceva frumos. Familia, colindii, cu tare, tocmai am postat anul două de acasă, de la brat, cu colindii, cu alea. Am postat și un clip cu Ramona, cu copiii la spital, la Sfânta Maria, la spital, cu niște pachetele. Și am ajutat copiii bolnavi cu cancer, săraci, și ferează Dumnezeu pe toată lumea. Da. Sistem nervos sau alea. Și știu că nu e bine și nu e frumos să ieși pe față să arăți alea, că e păcat. Și stai așa. Băi, Adrian, uite, azi le-am dat... Stai o secundă. Azi le-am dat la niște... Și nu-i plăcut nici Dumnezeu, dar poate, făcând asta, mai vede și alții și alții la rândul lor care crede că poate și au posibilitatea.